Iubiți frați și surori în Hristos, dragi ascultători, Evanghelia de astăzi ne prezintă una dintre cele mai frumoase și bogate pagini ale Sfintei Scripturi, plină de adevăruri și învățături esențiale pentru viața noastră de credință. Episodul întâlnirii celor doi ucenici de la Emaus cu Iisus vrea să ne spună, în esență, că și astăzi, ca și acum 2000 de ani, Hristos cel înviat merge alături de omul dezamăgit și trist, care călătorește pe străzile istoriei. Iisus îi ascultă mai întâi plângerile, iar apoi îi explică sensul vieții, al suferinței și al iubirii. Mai mult, această relatare poate fi considerată o paradigmă, un model al căii pe care am putea să o străbatem și noi pentru a-L recunoaște și întâlni pe Cel Înviat. Dar să ne lăsăm călăuziți de textul sacru. După cum am auzit în Evanghelie, în ziua învierii lui Iisus, doi dintre discipolii Săi, dezamăgiți și triști, se duceau către un sat numit Emaus. De ce erau dezamăgiți și triști? Cu siguranță, în primul rând, pentru că au crezut în Iisus din Nazaret și L-au urmat plin de speranță. Acesta i-a chemat și i-a entuziasmat pentru cauza Sa, pentru planul Său. Dar acum, după evenimentele din urmă cu 3 zile, când El a fost răstignit, totul s-a terminat pentru ei. Planul a dat faliment, iar decepția lor era imensă. Istoria lor, proiectele lor, visele lor păreau compromise definitiv și iremediabil. Dăduseră totul pentru Iisus, își lăsaseră casele, munca, familia, tot ceea ce putea să le ofere o siguranță, iar acum s-a ales praful din toate aceste planuri. Putem să ne închipuim ce deziluzie imensă a putut provoca pentru ei moartea lui Iisus. Cred că ceva asemănător ni se întâmplă și nouă deseori, mai ales atunci când traversăm o perioadă de suferință, de dezamăgire, de eșec. Să ne gândim la cei care și-au pierdut locul de muncă, sau un lucru prețios, sau o persoană dragă, la cei care au investit atât de mult în familie și văd că aceasta se destramă, la cei care au pus atât de mult suflet în creșterea propriilor copii, iar acum văd că aceștia o iau pe căi greșite, la cei care păreau sănătoși tun, iar acum sunt răstigniți pe patul suferinței din cauza unei boli necruțătoare, la cei care visau să-și construiască un viitor strălucitor, iar planurile lor au fost date peste cap. Ne-am pus atâtea speranțe în reușita planurilor noastre, în familia noastră, în prieteniile noastre, în sănătatea și în forțele noastre, iar acum parcă totul se dărâmă. La un moment dat, Iisus însuși se apropie de acești doi ucenici și merge împreună cu ei. Pentru ei, parcă era sfârșitul lumii, dar incredibil, tocmai în mijlocul eșecului, în falimentul legat de tot ceea ce construiseră, în dezamăgirea lor, îl întâlnesc pe Iisus. Dar ochii lor erau ținuți să nu-L cunoască. Nu pentru că Iisus s-ar fi deghizat sau ar fi luat o altă formă, ci ei erau incapabili să-L recunoască. Nu-L recunosc pentru că sunt prea închiși în problemele lor, în durerea lor, în dezamăgirea și suferința lor. Iar atunci când ești prea închis în problemele tale, prea copleșit de ele și fără speranță, nu mai ești capabil să vezi altceva, altă realitate. Iisus îi întreabă despre ce vorbeau între ei și de ce sunt triști. Se preface că nu știe nimic despre evenimentele răsunătoare care avuseseră loc cu 3 zile în urmă la Ierusalim. Cei doi discipoli îl critică cu anumită asprime pe necunoscutul care mergea împreună cu ei.
Numai tu ești străin în Ierusalim și nu știi cele petrecute în zilele acestea? Este critica pe care și noi i-o adresăm uneori lui Dumnezeu. Ni se pare că este un străin față de viața noastră, că nu cunoaște situațiile prin care trecem, că nu este la zi cu informațiile, cu știrile și îi reproșăm: Doamne, Tu nu știi, nu vezi ce mi se întâmplă, de ce tolerezi o astfel de situație? De ce nu intervii? Unde ești? Dar Iisus, dând dovadă de o pedagogie profundă, îi determină pe ucenici să povestească ei, pentru a vedea cum au înțeles cele întâmplate. În prima fază, nu îndepărtează tristețea din sufletul celor doi ucenici și nici măcar nu-i consolează. Primul lucru pe care îl face este acela de a-i asculta, pur și simplu atât, îi ascultă. Dumnezeu, înainte de a ne spune ceva, ne ascultă. Iubirea constă mai întâi în aceasta, a-l asculta pe celălalt, a împărtăși împreună realitatea vieții și trăirile celuilalt. Dumnezeu este alături de noi. Dacă suntem dezamăgiți, El este cu noi, rămâne cu noi, ne ascultă. Din cele spuse de ucenici reiese că, într-adevăr, cunoșteau bine evenimentele, însă relatarea lor se baza doar pe ceea ce văzuseră cu ochii trupești și experimentaseră cu simțurile lor. Se vede că erau bine informați, știau totul, până la ultimele amănunte, însă le lipsea un lucru foarte important. Nu înțelegeau sensul celor întâmplate. Pentru ei, ceea ce se întâmplase este fără un sens, iar ceea ce e fără sens nu poate fi acceptat. După ce i-a ascultat, ce face Iisus? Dă o semnificație diferită celor întâmplate, oferă un sens profund spiritual faptelor vieții. Într-adevăr, orice poate fi înfruntat și rezolvat dacă se găsește un sens, o motivație. De multe ori și noi cunoaștem atâtea lucruri. Suntem la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața noastră și în jurul nostru, dar nu reușim să înțelegem semnificația acestora. Iisus ne arată în Evanghelia de astăzi că pentru a înțelege evenimentele era nevoie de cunoașterea sensului profețiilor al Scripturii. O, nepricepuților și greoi de inimă în a crede toate cele spuse de profeți, oare nu trebuia Iisus să sufere acestea și să intre în gloria Sa? Și le explică toate Scripturile cu privire la Mesia, pornind de la Moise și de la profeți. Această explicație îi va face puțin mai târziu să exclame: oare nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne explica Scripturile? Iisus le arată că există un sens profund în tot ceea ce s-a întâmplat, chiar dacă la prima vedere pare ceva tragic, dramatic, o nefericire sau chiar un blestem. Și noi, iubiți credincioși, dragi ascultători, avem posibilitatea să ne lăsăm luminați de Cuvântul lui Dumnezeu de fiecare dată când participăm la Sfânta Liturghie. Dumnezeu ne vorbește, ne explică Scripturile, ne ajută să găsim sensul vieții noastre. Ajunși la destinație, la Emaus, necunoscutul pare că vrea să meargă mai departe, însă ei îl imploră să se oprească la ei: rămâi cu noi, pentru că este seară. Când era la masă împreună cu ei, luând pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o și le-a dat-o lor. În acel moment, la frângerea pâinii, are loc o revelație: îl recunosc pe cel înviat. Este ceea ce ar trebui să ni se întâmple și nouă de fiecare dată când participăm la Sfânta Liturghie. La frângerea pâinii ar trebui să-L recunoaștem în fața noastră, pe altar, pe Hristos, prezent în mijlocul nostru. Iubiți credincioși, dragi ascultători, când evanghelistul Luca scrie Evanghelia sa,
pe la anii 80-85, aproape niciunul dintre destinatarii scrierilor sale, adică creștini proveniți dintre păgâni, nu fusese martor ocular la evenimentul morții și învierii lui Iisus, care avusese loc cu vreo 50 de ani mai înainte. Probabil că și acei creștini cărora le vorbea Luca, la fel ca noi astăzi, se întrebau: cum pot trăi eu experiența întâlnirii cu Iisus cel înviat? Ce relevanță are aceasta asupra vieții mele? Povestind acest episod, Luca le răspunde și lor ca și nouă: cel înviat este mereu alături de noi. Dacă vreți să-L întâlniți, trebuie să participați la Sfânta Liturghie și acolo îl veți descoperi în cuvântul care este proclamat și în Sfânta Euharistie. Sunteți triști? Atunci veniți în biserică pentru a deveni conștienți de ceea ce ne face cu adevărat rău, de dezamăgirile noastre, de motivele tristeții noastre. Într-un chip special, e important să înțelegem că întâlnirea cu Iisus ne redă curajul, ne redă speranța, ne redă bucuria și ne transformă în mărturisitori entuziaști a învierii sale. Amin.